pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Pomenirea lui să fie din neam în neam cu tot neamului cel adormit și dă lui Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Dumnezeu să le ierte într-o dinioasă, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și doi oameni iubitor. Amin. Sunat aici, în acest cadru minunat, plin de curățenie, de sfințenie, albul acesta care ne aduce aminte de prea fericitul Teocris, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cel care, iată, aici, candela i s-a aprins ca să lumineze nu numai în zona Botoșanilor, ci să treacă și dincolo de hotarele țării, și în felul acesta se arate că neamul românesc este un neam binecuvântat, cu oameni aleși care sunt în măsură să fie în fruntea slujirii Bisericii Ortodoxe Române, care sunt în măsură să asigure, iată, conducerea acestei țări și în felul acesta să se dovedească neîncetat că l-avem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Că Dumnezeu ne învață, ne îndreaptă și ne arată calea ce trebuie să ducă la mântuire. Am vorbit astăzi despre înmulțirea talanților pe care Stăpânul le-a dat slugilor. Stăpânul este Dumnezeu, slugile suntem noi și Dumnezeu ne dă niște daruri. Aceștia sunt talanți, niște daruri, binecuvântări, virtuți și așa mai departe. Să încercăm cu demnitate și responsabilitate să ne punem în slujba lui Dumnezeu mai întâi, pentru ca lumina Evangheliei să ne lumineze pașii pe drumul mântuirii și apoi să ne punem în slujba țării, ca neamul acesta să rămână unit, binecuvântat, plin de iubire și sfințenie, plin de demnitate, de vitejie, ca să putem lăsa și copiilor noștri un chip frumos, un chip luminos, un chip pe care, iată, îl împrumutăm de la cel care a fost și care este în mijlocul nostru, neîncetat și va rămâne, Patriarhul Teocris, cel pe care, iată, Botoșanul l-a oferit ca dar neamului nostru și, de ce nu, și lumii întregi. Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca cei care suntem aici și cei care vor urma după noi să avem cum să ne inspirăm în ceea ce privește viața frumoasă, binecuvântată, o gândire plină de iubire, de respect reciproc și o nădejde atât pentru țară cât și pentru biserică și în cel din urmă ca să rămânem în jurul Mântuitorului, ca să ne bucurăm și de patria cerească, de Ierusalimul cel ceresc, despre care vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Evrei și cu nădejde să privim spre cetatea noastră de dincolo și în felul acesta să fim motivați să nu cădem sub povara încercărilor, greutăților și dimpotrivă, să ne umplem de putere, să învingem orice încercare și să biruim că Hristos este cu noi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cernice, Părinte Protopov, vă mulțumim pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitația noastră de a participa astăzi la comemorarea unui fiu al satului, vorbind de Părintele Patriarh, este o personalitate atât al comunității noastre, cât și al județului nostru. Este o personalitate cu care noi ne mândrim atât la nivel local, cât și la nivel județean și de aceea ținem, indiferent de anotimp, de timp, să omagem această personalitate și, ca drept dovadă, atât credincioși au fost astăzi alături de noi. Vă mulțumim dumneavoastră, cât și corul care în fiecare an este alături de noi la aceste evenimente.